faină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela, te fac să zâmbești. Mirabela, eu cred în povești. Și Zorela, hai să fim cuminți. Gogoniel, nu mă spăl pe dinți. Pe planeta Clounela, toți suntem aici. Cei mai buni amici pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la. Și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Eu, Clounela, sunt foarte fericită că ești iarăși pe canalul nostru la o nouă poveste. Astăzi continuăm seria poveștilor cu Matei. Matei astăzi se gândește să joace un pic de fotbal. Ia să vedem, iubitori de fotbal avem aici? Știu că fotbal joacă și fetițele, iar dacă au jucat surorile lui Matei în fotbal, vom afla chiar acum. Dar aflăm imediat după ce tu chiar acum te abonezi la canalul nostru. Da, acolo scrie, așa, roșu, scrie abonează-te. Adică, da, abonează-te. Adică, abonează-te. Adică, abonează-te! Bine. Și după ce ascultăm povestea, voi fi bucuroasă să-mi scrii la comentarii dacă ți-a plăcut și dacă îți plac iepurașii. Astăzi, după cum vă spuneam, povestea se numește Matei, campion la fotbal. Matei se duce să joace fotbal. V-ați făcut comod? Foarte bine. Începe povestea. Într-o zi călduroasă de vară, distracția era întoi pentru epurașul Matei și prietenul său, Edi. Cei doi alergau prin curte după vechea și haioasa minge de fotbal a bunicului. Mingea lor era făcută din cârpe și era atât de veche și de ponosită, încât Matei se întreba oare la câte șuturi va mai rezista. Cu toate astea, încă de când o primiseră, nu făceau altceva decât să se joace fotbal sub sârmele pe care erau întinse rufele la uscat. Verișoara lui Eddie, Chris, stătea în poartă. Uite-o că vine Chris! A strigat Matei și apoi a șutat cu toată puterea. Și... buf! A zburat mingea peste poartă și a aterizat într-un mărăciniș. Hârști! S-a auzit. Cu ochii mari, cei trei prieteni au privit cum frumoasa lor minge începe să se dezumple, până n-a mai rămas din ea decât o adunătură de cârpe. Oh, nu, 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 nu se poate! A exclamat atunci Matei. S-a rupt de tot! Cum să ne jucăm cu o minge plată ca o clătită? A bombănit el, lovind cu piciorul ghemotocul de pânză. Așa nu rezolv nimic, i-a explicat Chris. Hai să vedem dacă o poate repara mama ta. Dar când a văzut resturile de pânză sfâșiată, mama a clătinat din cap spunând: vai, scumpilor, eu pot să o cos, dar nu pot să fac minuni. Mă tem că mingea asta veche nu vă mai e din niciun folos. Și acum ce ne facem? S-a băicărat Matei. Fără minge, nu putem juca fotbal, mami, înțelegi? Tata a ridicat privirea din ziar. N-o să ghiciți despre ce tocmai citeam aici, le-a zis el.
Bursucii fioroși au anunțat că organizează un concurs de fotbal de pădure. Oricine îi poate înfrânge primește un trofeu și o minge de fotbal nou-nouță de profesioniști. Asta e! A strigat Matei. O să fiu campion la fotbal! Îmi doresc așa de mult o minge adevărată. Unde ne înscriem, tata? Stai puțin, l-a întrerupt Eddie. Nu suntem suficient de buni pentru asta. În plus, bursucii fioroși sunt grozavi la fotbal. Nu avem nicio șansă, a zis Chris. A, sunt niște amărâți de bursuci, a comentat Matei. Normal că avem o șansă. Dacă nu îndrăznești să riști, nu vei câștiga niciodată. În plus, avem destul timp să ne antrenăm, a zis Matei. Până la lăsarea serii, capitanul Matei își făcuse deja echipa. Chris a rămas portar. Eddie, Matei și frații săi, Luca, Dan și Ana, erau jucători. Chris i-a numărat. Suntem doar 6 cu toții. Ne mai trebuie o persoană ca să avem o echipă de fotbal de pădure așa cum trebuie, a zis Chris. Corect, a zis Matei. Atunci ar trebui să joace și Irina. E micuță, dar e rapidă și isteață. Se va descurca de minune, iar Nicușor va fi mascota noastră. Nicușor e prietenul și jucăria lui Matei. Iar Irina, de fapt, e surioara cea mică a lui Matei. Ura! A izbucnit Irina îmbrățișându-l pe Matei. Suntem 7! 7 iepurași fotbaliști! Așa e, Irina! A aprobat fericit capitanul Matei. 7 iepurași sălbatici vor juca împotriva a 7 bursuci fioroși! A completat el ridicându-și pumnul în aer. Și ghiciți cine o să câștige? Noi! Noi! Noi o să câștigăm! Au strigat cu toții bucuroși. Eddie a ridicat mâna. Dar avem o problemă, le-a atras el atenția. Avem într-adevăr echipă, dar nu avem minge. Dintr-o dată, toți s-au ploștit. Dezorientați s-au uitat unul la celălalt. În cele din urmă i-au cerut ajutorul tatălui lui Matei, care a spus cred că am ceva ce vă poate fi de folos. A scotocit prin magazie, de unde a scos într-un final o geantă veche din piele. Mama a îndesat mingea veche din pânză în geanta, pe care apoi a cusut-o bine. A, mulțumim, mami, i-a spus Matei. Arată puțin ciudat, dar măcar ne putem antrena cu ea. În plus, în curând vom avea o minge de fotbaliști profesioniști. În dimineața următoare, Matei i-a ridicat pe toți din pat și i-a scos de vreme la antrenament. Au început cu o alergare, apoi au făcut flotări și sărituri. După aceea au exersat trasul la poartă, pasele și apărarea. Până la meci trebuiau să se pregătească ca la carte. Oh! Oh! A țipat deodată Irina. Am crampe masculine! Se numesc crampe musculare, a corectat-o mama râzând. Mama iepure i-a uns pe toți cu cremă pentru dureri și crampe musculare. Între timp, tata iepure a încropit un nou teren de fotbal pentru echipă, pentru că cel de sub sârmă de rufe era mult prea mic. Mama lui Eddie și a lui Chris le-au pregătit suc de fructe de pădure și rulouri cu spanac pentru mai multă energie. Spiritul de echipă îi cuprinse pe toți. Câteva zile mai târziu, iepurașii sălbatici și-au început alergarea prin pădure de vreme. La o cotitură au dat nas în nas cu bursucii fioroși, care se antrenau și ei. Oare au vorbit ceva? Ia să vedem. Opa! Ia uite cine e aici! A strigat bursucul Bogdan surprins. Chiar adversarii noștri? Urecheații ăștia? S-a mirat bursucul Georgica. Chiar se cred în stare să ne învingă? Ce glumă bună!
a rânjit bursucul Bobiță. Au până și fete în echipă! Ha! Ce glumeț ești tu, a izbucnit Ana, sora lui Matei. Noi 7 suntem iepurii sălbatici, iar fetele se pricep la fotbal la fel de bine ca băieții. Dar bursucii au izbucnit în râs auzind-o. Ne vedem curând, iepurașilor, le-au strigat ei îndepărtându-se. Să veniți și cu mămicile voastre ca să aibă cine să vă consoleze când o să vă facem praf pe teren, au zis bursucii plecând. Ei bine, o să fie amuzant, a oftat Luca, fratele mai mare al lui Matei. Ați văzut ce mușchi aveau? A șoptit Dan. Și ce picioare! Dacă ne dau un șut, zburăm până pe lună! Hei, hei! Ascultați aici! I-a întrerupt Matei. Noi suntem iepurii sălbatici! Jucăm ca niște adevărați profesioniști! Lăsăm noi o gașcă de lăudăroși să plece cu trofeul și noua noastră minge? A, nici gând! A strigat Chris. O să-i învățăm noi minte pe îngânfații ăștia. Vreau să vă aud. Cine o să câștige mingea? Și toți au început a striga. Noi! 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 A strigat întreaga echipă. Iepurii sălbatici vor câștiga. Asta se auzea din pădure. Până la meci, iepurii sălbatici s-au antrenat și au alergat în fiecare zi. Au mâncat rulouri de spanac până când s-au înverzit. Când în sfârșit a sosit și ziua cea mare, toată lumea era puțin agitată. Se pregăteau să plece pe terenul de fotbal când mamele lor au venit în grabă. Stați! Avem o surpriză pentru echipă! Au spus ele și au dat fiecărui jucător câte un tricou roșu, atât de frumos! Toți și-au îmbrăcat tricourile entuziasmați. Wow! A exclamat Matei. Acum chiar arătăm ca o echipă adevărată! Nu doar că o să jucăm grozav, dar o să fim și grozav de frumoși, a zis Matei. În drum spre stadion, noul echipament roșu al lui Matei și al iepurilor sălbatici strălucea în soare. Toată lumea aplauda și îi încuraja. Cârtița Max a fluierat, iar meciul a început. Mulțimea a aclamat bursucii fioroși când au înscris primul gol după un sfert de oră de la începerea meciului. Dar când iepurii sălbatici au egalat imediat cu un gol înscris de căpitanul Matei, au izbucnit și mai tare în urale. Bravo, Matei! L-au felicitat prietenii la pauză. A fost o nimica toată, a spus căpitanul Matei. În curând va afla toată pădurea cine sunt iepurii sălbatici. În a doua repriză, fiecare echipă a dat ce a avut mai bun. Însă, aproape de finalul meciului, erau în continuare la egalitate. Bursucii erau voinici, iar șuturile lor erau puternice. Însă iepurii sălbatici erau mai isteți, iar antrenamentele de dimineață îi făcuseră mai rapizi. Până și micuța Irina i-a luat mingea bursucului Bogdan. Furios, acesta a lovit-o tare în spatele genunchiului, când a crezut că nu-l vede nimeni. Irina a țipat de durere și a căzut pe teren. Dar arbitrul Cârtiță a văzut totul și a fluierat. Bursucul a primit cartonaș galben, iar iepurașii sălbatici au primit dreptul la o lovitură liberă. Matei a ajutat-o pe Irina să se ridice. Ești bine? Poți să trag eu în locul tău dacă vrei. Nu! O să șutez eu! A strigat Irina hotărâtă. Și-a șters repede lacrimile, și-a aranjat mingea, și-a luat viteză și a lovit cu toată puterea. Mingea a zburat fix în poartă, chiar pe lângă portarul surprins al bursucilor. Gol! Gol! Era acum 2-1! Câteva secunde mai târziu s-a auzit și fluierul de final de meci. Iepurii sălbatici câștigaseră! Mulțimea era în culmea fericirii. Capitanul Matei a scos-o pe Irina pe umeri de pe teren.
Spectatorii și susținătorii iepurașilor săreau și chiuiau de bucurie. Aplauzele s-au întețit când câștigătorilor le-a fost înmânat trofeul și, în sfârșit, premiul mult dorit. O frumoasă minge de fotbal nou-nouță, așa cum au numai profesioniștii. Matei a ridicat-o ca să o vadă toată echipa. Felicitări, le-a spus președintele, dând mâna cu toți campionii. A fost o victorie meritată, le-a mai adăugat președintele. Așa este, a spus capitanul Matei. Suntem într-adevăr o echipă grozavă. Cum am spus, numai cei care îndrăznesc să riște au șansa să câștige. Și de mâine dimineață ne vom antrena în continuare, dar de acum o să jucăm cu noua noastră minge de campioni. Uite, asta a fost povestea campionilor, campionilor la fotbal. Sunt curioasă să aflu dacă voi ați jucat vreodată fotbal și dacă iubiți jocurile cu mingea. Eu, Clonela, voi citi fiecare comentariu și voi transmite pupici pentru fiecare. Cu drag, Clonela te așteaptă și la următoarea poveste alături de mine. Dacă ți-a plăcut povestea și dacă îți place tot ceea ce facem noi aici, trupa Planeta Clonela, te invit să fii patronul nostru. Linkul îl găsești în descriere. Eu te pup, te îmbrățișez și îți spun pa, pa până la o nouă poveste cu Clonela. Dragă spectator, îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clonela. Ce înseamnă să fii patronul Clonela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clonela și trupa Planeta Clonela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată să ne jucăm.